În data de 1 octombrie 2019, polițiștii de investigare a criminalității economice, sub coordonare direcției de profil din cadrul IGPR și conducerea procurorilor de caz, a efectuat 69 de percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Călăraș, Ilfov, Ialomița, Prahova, la locuințele unor persoane bănuite de comercializarea ilegală de tutun, precum și la depozite și la oficii poștale utilizate pentru livrarea tutunului prelucrat. În fapt, o grupare infracțională formată din cetățeni bulgari și români s-ar fi specializat în introducerea în mod frecvent în România a unor cantități semnificative de tutun și frunze de tutun, în baza unor documente de însoțire a mărfii, conform cărora se simulează documentar livrare intracomunitară către societăți comerciale din Polonia. În realitate, tutunul nu ar fi părăsit România, acesta fiind descărcat la diferite locații de pe teritoriul țării, de unde ar fi transportat spre locul de prelucrare. Tutunul frunze, astfel pătruns în România, transportat și prelucrat în locații clandestine, ar fi fost comercializat ulterior folosindu-se de regulă un serviciu de curierat. Tutunul mărunțit ar fi fost promovat la vânzare în mediul online, pe site-uri specializate în comerțul electronic, unde vânzătorul s-ar fi prezentat cu date de identificare folosind numere de telefon ale unor cartele pripei pentru a face dificilă identificarea sa. Activitățile au fost desfășurate în patru dosare penale instrumentate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călăraș sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Olteniță.